ți-am luat niște știri care sunt niște știri pe bune pe care le-am găsit. Eu m-am îmbrăcat la cămaș. La cămașa. De ce stai? M-am prins mai greu. Și de ce stai apretat așa? E prima oară când ți-ai luat cămașa. Am luat-o cu tot cu umeraș. Românii dau cel mai mare bacșiș din Europa. Bucureștenii lasă de 3 ori mai mult ciubuc decât temișorenii și clujenii. Bum. Atât, n-avem nicio glumă aici, voiam să... Dar la ce? La ce? Peste tot? Ce? Peste tot? Nu mă interesează, eu am citit asta și așa vreau să fie. O cac în garsoniera lui de la Cluj, de la 200 de euro. Săraci, dar generoși, așa continuă știrea. Așa sunt românii cărora li s-a dus vestea că dau cel mai mare bacșiș din Europa. Informația vine în urma unui studiu realizat de una dintre platformele prin intermediul căreia comandăm frecvent prânzul sau cina. Nu dăm nume Glovo, dar poate sponsorizăm aici, cine știe, vreun fel de late night sau cine știe ce. Conform studiului, un român lasă în medie celui care îi livrează mâncarea cam 7,6 euro. N-are cum. Mai mult cu 3 euro față decât lasă, de exemplu, spaniolii și cu 4 euro peste croați. Cât vine, mă, 7,6 euro? Sunt 40 de lei, da. 40 de lei, nu? S-a lăsat, mă, cineva vreodată peste 10 lei tips la curier? Nu la curier, la livrator. Cred că la livrator se pune, nu? La Glovo, Bolt, din ăștia. S-ar putea să fie pe bune, că adică ori avem livratori foarte buni, da, și merită plătiți, da, ori e la modul de ne place să arătăm că avem bani. Asta. Eu las bacșiș și la Easybox, nu mă apă. Comandă pe EMAG, mă duc, îmi iau pachetul de acolo, la ea ta cea tată, până la și zi mersi. Și cum pui, bagi 10 lei într-un Easybox-ul ăla, da, care ai scos aia și pui 10 lei. Și-l văd că s-a uită urât la 10 lei, asta e gâtul. Bă, dacă noi toți de aici lăsăm gen 5-10 lei la livrator, și media e de 40 de lei. Îți dai seama că sunt oameni care dau 1.000.000 de euro la livrator. Da. Vai de cap. Sau să laudă ăștia între ei. Eu cred că studiul așa a fost, mă. Să laudă ăștia între ei. Știi, mă, că a zis unul, bă, mie mi-a lăsat cineva 50 de lei. Și altul a zis, păi mie mi-a lăsat 70 și nebun la cap. Eu am și Și apoi mi-a dat să și mănânc din Și am și mâncat cu ea, da. Și mi s-a și făcut foame după aia și am fost înapoi la Subway. De unde am luat niște sandwich-uri pe care am mâncat, dar sucul ăla, un pișă. Mâncarea servită și sexul excelent, bă, dar sucul ăla. Bă, pe asta, dacă știți, este frații Los Angeles și McDonald's Bolan. Rămân în arest preventiv în Iași. Sora lor, Barcelona, e și ea în spatele gratiilor. Ce e mișto e că acum au ăștia McDonald's în pușcării. Da, se laudă deținuții că au fost în Los Angeles. Da, am fost și în Los Angeles când eram în pușcărie. Sunt curios, îți dai seama că la lintă Mac Puișor, colegii lui de celulă, Mac Puișor, ai grijă să nu scap Mac Săpunul. Sau... Cadou inedit pentru ziua îndrăgostiților. Vedeți că e pe bune asta. Un tur special, Beer My Valentine, în sanctuarul urșilor Liberty Zărnești. Că de aici, Beer, Be My Valentine. Și Liberty e scris ca Bear, nu? E Liberty. Dar eu am crezut că a scris greșit cine a scris știrea asta de aici. E Liberty, da. Nu ai de unde să știi. Liberty, mamă, ce porcărie. Nu vine să cred. 7 cupluri se pot bucura de pachetul care include un tur al sanctuarului, cu trenulețul, vizită la Muzeul Ursulețului de Pluș și un cadou special din partea organizatorilor. Și desene cu Winnie the Pooh. Da. Evenimentul se va desfășura duminică 13 februarie. Costă 300 de lei pentru fiecare cuplu și poți câștiga astă seară la un fel de lei. Nu, scuze. Durata turului este aproximativ 2 ore și jumătate de plictiseală și încercat să... Da, pui mâna, pui unde... Așa. Îndrăgostiții mai pot face cadou partenerului un certificat de adopție a unui urs. Da, mai bine decât să naști unul. Te costă 60 de euro pe an să adopți un urs. Și te costă viața dacă adopți un urs și să iei acasă. Banii care vor asigura hrana și tratamentele animalului. Nu, chiar poți să adopți un urs, e mișto chestia asta. Scrie în știre, poți printa și așeza pe birou certificatul. În caz că ești foarte prost și nu-ți dai seama că poți printa și așeza pe birou certificatul, ți-au spus ei. Eu sunt singur de Valentine's, așa că nu o să adopt un urs, o să adopt doar laba. Mulțumesc!
Și îi pun certificat așa pe birou. Pui la mamă pe birou? Eu mai aveam o glumă, dar s-a dus dracu. Un căcat, ca să fie cât mai romantic, urși au fost învățați să spună mor, mor după tine. Incendiu puternic într-un bloc din Tecuci izbucni de la un grătar. Vă așteptați, nu? Un bloc din Tecuci... Lăsați-mă să facem noi glume cu muștarul, stai așa. Nu cred că avem glume cu muștarul. Un bloc din Tecuci a luat foc ieri după amiază, nu ieri după amiază, când era știrea de asta. După ce câțiva oameni au făcut un grătar într-o cameră, da? La etajul al patrulea și l-au lăsat nesupravegheat. Deci au dat drumul la grătar în sufragerie. Și au plecat. Și au plecat, da, da, da. 20 de persoane care locuiau la etajele 3 și 4 au reușit să iasă singure, iar alte două, o femeie de 60 de ani imobilizată și o fată de 12 ani, au fost evacuate de pompieri. Pompierii au stabilit că focul a pornit de la un grătar folosit și lăsat nesupravegheat într-o încăpere de la etajul 4, folosită ca spațiu de depozitare. Micii erau de porc și de vită, dar se pare că ei au făcut-o de oaie. Dacă aveam un badumț, dacă putem să punem în post-producție un badumț. Și ce mi se pare oribil? Că, adică îți dai seama că ei au ars grătarele de la ceilalți vecini. Că făceau vecinii grătare și la 2, și la 5, și la 6. Da. Și ăștia l-au lăsat. Și stăteau lângă el acolo, făceau vânt, de-astea, stăteau cu muștar, cu nebunii. Și au dat ăștia foc la bloc și au ars grătarul. Da. Nu se face așa. Bă, până la urmă, în orașul muștarului, cumva te aștept să se facă grătarul oriunde. Trebuie consumat muștarul ăla. Bineînțeles. Ce mi s-a părut ciudat la știrea asta, că ai zis că într-un bloc, în blocul din Tecuci. Că tecucenii au blocuri cum am eu, cămăși.